N-ați înțeles de vorbă bună, așa că trebuie să vă fac felul. Dă-i drumul, Hector. Ca să nu ne mai întrerupă nimeni. Așa da. E trist să vezi cum mare Adira și ai rosit viața pentru un vis. Cine vorbea de vieți irosite? Tu și ceilalți frați v-ați irosit viața ascunzând ceva ce nu căuta nimeni. Piatra lunii are puterea de a distruge lumea. A fost dorința regelui ca oamenii să nu afle de existența ei. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi trădat. Am aflat puterea razei de soare pe pielea mea, Hector. Și o vei afla și tu când vei reveni în regatul întunericului. Asta nu se va întâmpla. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, Soro. Și acum, pentru așa-numita rază de soare. Lasă-o în pace! Curajoasă, fetiță! Nesăbuită, dar curajoasă! Vrei raza de soare? Întâi trebuie să treci de mine! Bine! Vrei să mai încercăm o dată? Haide! Spune-mi, domnișoară de onoare, ce mai aștepți? Ciudat că-mi trebuie asta.